Sâmbătă 4 martie se reia campionatul la Liga a 4 Argeș. După ce pe parcursul turului de campionat, dar și în pauza competițională, numai puțin de trei echipe s-au retras din întrecere, oficialii Asociației Județene de Fotbal Argeș au fost nevoiți să refacă programările în vederea sezonului de primăvară. Schema Berger a fost cu greu refăcută, întrucât s-a căutat realizarea unei planificări cât mai judicioase, care să nu defavorizeze pe cât posibil pe niciuna dintre combatante. Potrivit noului program, în etapa cu numărul 16, prima din retur, liderul Ligii a Patra, Aromuscelul Câmpulung, va juca în deplasare la Lerești. Principala contracandidată la câștigarea acestei ediții de campionat, Speed Academy Pitești, joacă tot în deplasare cu ACS Costești. Programul complet al etapei de start a returului. ACS Costești, Speed Academy Pitești. Internațional Valea 2022, ACS Poiana Lacului. Energia Stolnici, de repitești. Sola Grația Dragoslavele, CS Mioven 2. Muscelul Lerești, Aro Muscelul Câmpulung. Viitorul Rucăr 2022, CS Domnești. Viitorul Bârla, CSC Suseni. Juventus Victoria 1992 Bascov va sta în această etapă, deși pe site-ul AJF și apare că având joc programat contra echipei ACS Mușcelul Câmpulung satelitul echipei de Liga 3, retrăgându-se din competiție în această iarnă. La reluarea campionatului între liderul Aro Mușcelul Câmpulung și Speed Academy Pitești, se înregistrează o diferență de 3 puncte, distanță ce se datorează victoriei din meciul direct din tur. În retur, confruntarea dintre cele două este programată în etapa cu numărul 9, ce se va disputa cel mai probabil pe data de 29 aprilie.